Roxana Zgârdea, o tânără de doar 17 ani din Deva, are nevoie urgentă de ajutorul nostru. Este în clasa 12-a, iubește muzica, învață bine și ar trebui să fie cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Însă, medicii au diagnosticat-o cu o boală cruntă de imunitate. Acum Roxana are nevoie de bani pentru a putea fi operată în străinătate, având nevoie urgentă de transplant medular de celule stem. În acest sens, mâine, 8 noiembrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, are loc un concert caritabil, la care sunt așteptați oameni de bine în număr cât mai mare. Denumit profund simbolic, ajută, strigăt pentru umanitate, concertul are ca scop strângerea de fonduri pentru Roxana Zgârdea, elevă în clasa 12-a, muzică, la Liceul de Arte Sigismund Toduță, diagnosticată cu o afecțiune rară ce necesită intervenția medicală în străinătate. Pasiunea Roxanei pentru muzică se oglindește și în cover-urile publicate pe YouTube, în participarea ca solistă la evenimente, dar și în visul de a-și continua studiile muzicale la Universitatea Națională de Muzică din București. Suferința ei a emoționat adânc colectivul liceului, care s-a mobilizat exemplar în a strânge rândurile pentru a o ajuta. Iar acest concert este rodul eforturilor lor pline de dragoste și compasiune. Participând la concertul din 8 noiembrie, veți avea ocazia să ascultați melodiile unor elevi și ansambluri reprezentative ale secției de muzică a liceului. De asemenea, concertul va oferi și cadrul în care elevii ai secției de arte vor organiza un atelier de face painting și o expoziție cu vânzare a operelor de artă create de ei.